De când timp nu ne-am mai jucat noi jocul ăsta? Păi, de foarte mult timp, dacă vă întrebați și mă întrebați, pentru că poate mă întrebați și iar mergem la. Ok, de cât timp nu m-am mai jucat Farming Simulator? Acum o să mă joc și o să fie super fain și n-am nevoie de bani, deci o să-i dau astora și eu, nu vreau asta, vreau să iau combina. Ok, nu știi ce, mai întâi aveam o zonă super șmecheră. Aici. Să cumpăr tot ce aici. Yes. No. Dă-mi înapoi. Yes. Cumpăr tot. Ok, și genie super șmecheră, dar ce s-ar putea întâmpla dacă aș lua această remorcuță? Aparent nu merge. Să iei remorcuța. Nu merge? Sau? Nu merge. Merge să iau remorcuța. Ei, merg cu remorcuța. Combina de tema pe chestiile de viață. Potescule. Așa și ce aveam eu de gând? Bă, plecat mă de aici. Plecat, șu. Asta mă face. N-am chef de voi astăzi. Și nici mâine, și nici poi mâine, că combina asta e mare, este controlată ca naiba. Vreau să-mi găsesc o casă, dar mai întâi. Nu, pleacă. Așa, poate. Yes. Am luat chestia asta pentru că trebuie să nu-mi pară rău și pentru că de what the fuck, voi ați văzut asta? S-a dat peste, s-a făcut drifturi, ok? Salut, chestie, m-am glitchit prin ea, dar nu mai contează, aparent. Pentru că eu sunt un super om pe acest pământ și practic da, am învățat să conduc și conduc. O să fac și la, oh, fac, uite iară, fac chestia aia. Dar ce ai? Mașină de rahat, faci drifturi. Eu am crezut că ți-am luat doar ca să fii drăguț acolo, că mai car chestii cu tine și ai un rezervor de tot rahat. Deci, du-te dracu. Ok, deci episodul ăsta va fi ceva mai nimic, pentru că asta fac eu mai nimic de obicei și... Oh, s-a terminat combina! Ok, lasă-mă în pace, boșorogule. Domnul boșorog. Care cred că ești șeful. Șeful. Păi, what? Bă, dar nimeni nu e șeful meu. Dacă vreau, nu iau astea. Dar le iau cam trebuie. Ah, shit, am stâmbătat puțin și da, și practic am stâmbătat mult pentru că, da. Ok, acum, așa. Ce vreau să spun? Aveam o casă, lângă terenurile astea și vreau să duc pe capul acolo. Pentru că de ce să nu fac asta? De ce să nu fiu boier? Să am și eu casa mea și uite-o. Asta e foarte frumoasă și fix lângă te... Bă, dacă mă lovești, la... Ia. De ce am făcut asta? De ce am fost dobitoc? Nu mai schimba! Vreau să-i claxonez pe ăștia să nu mai vină. Bip, dă-te mai la o parte. Te-am claxonat și nu te dă la o parte. Bă, ce bulanciu ești să-mi trag, oh, că te-ai blochezut pe și eu nu dau asta, bleaaa.
încet, o să dau ușa de spate și o să vin așa. Uite așa, uite. Da. Asta nu știu ce face acolo. Eu o să fac tu dă-te la o parte. Nu vreau să te dau pe tine la o parte, vreau să vă dau pe voi două la o parte. Prăpădiciunilor, că nici am nevoie de voi să mă ajutați, nu știu ce trebuie, care nu-mi trebuie și apare, nu o să întrebesc niciodată, o fac. Dar aceasta o să începeți și mă mănâncă capul, pentru că m-am tuns. Și de ce să nu te tunzi, frate? E super tare să te tunzi. Da, e super tare. M-am tuns, zici că sunt american. Știi să vezi, mă mănâncă nasul. Oh, ce drăguță mașina acolo la casa mea, care nu cred că e casa mea, dar acum este aparent casa mea. Pentru că eu vreau să fie casa mea și mă mănâncă peptul. Oare de ce am venit aici cu această remorcă? Oare de ce v-am pierdut timpul degeaba? Oare cred că... e plină. Oare? Apare nu e plină. Fuck you. Bine, bula, Draco. Salut, domnule tractor. Care nu cred că e o treabă a mea. Și ce să vezi? Ia-te-mă! Ia-te-mă că m-ai înfuriat! Nu pot să parchez tractorul de tine. Ha, mă, mâne! Hai, că durează, frate! Ok, o să dureze o grămadă. Remorca asta e gigant, enormică. Ok, cred că asta au fost 200 de kilograme și combina e gata, dar o să mă duc acolo mai târziu, o să iau pe aici. Am ajuns! De ce? Oh, fuck! Iar am parcat-o cum nu trebuie și o să mă chinui aici o oră să o reparchez cum trebuie. Pentru că sunt un bulanciu. Și nu mi-am dat seama. Ok, hai că începem. Oh my god! Ok, astea au fost 2 kilograme de iarbă. Oh my god! Repede s-au mai dus tică. Bă, băieți, nu vă mai țin din episod. Eu am fost Mustangul 928 și vă salut. Bă, stai mă une... Oh, fuck!